Hai deși nu de lângă mine, m-înțelegi tare ghini, amândoi căluși în schimb, cu rachiu și jim. Hai deși nu de lângă mine, m-înțelegi tare ghini, amândoi căluși în schimb, cu rachiu și jim. Hai eu îi zic noroc veșini, tare-i bun și nu la tine, vini ca între veșini, un pahar să mai închin. Eu îi zic noroc veșini, tare-i bun și nu la tine, vini ca între veșini, un pahar să mai închin. Cu o deși nu te-o pihat, dar mai nevastă, dar nu-ți bat. Chiar s-am ca femei, aștept barba tu să bei. Eu-s bat, dar nu-s mort și grijat să port. Bate-te ar s-am ca femei, aștept barba tu să bei. Eu-s bat, dar nu-s mort și grijat să port. Ai cu veșina am stat prin hat, tu pe unde ai umblat? Spune tu să n-aud eu, că și vai de capul tău. Cu veșina am stat prin hat, tu pe unde ai umblat? Spune tu să n-aud eu, că și vai de capul tău. Măi, barbatul, eu ți-o spune, dar întreabă cu vorbi bune. Hai spune dacă a fost primarul, că eu voi ieși carul. N-a fost el barbat, nu, nu fă paca tu. Hai spune dacă a fost primarul, că eu voi ieși carul. N-a fost el barbat, nu, nu fă paca tu. Ai poate a fost popa Vasile, că știa spovedi tine. S-au dat scălul nou din sat, că-i tânăr de însurat. Poate a fost popa Vasile, că știa spovedi tine. S-au dat scălul nou din sat, că-i tânăr de însurat. Nu te prăsui, barbate, că te gândești prea departe. Hai, n-a fost popa nici primarul, doctorul veterinarul, multă carte l-a iubit, nu ne-a trebuit. Hai, n-a fost popa nici primarul, doctorul veterinarul, multă carte l-a iubit, nu ne-a trebuit. Și nici timp cât o veșie, să iubesc și-mi place mie, doar în vești cât ai intrat, gură dulță am sărutat. Și nici timp cât o veșie, să iubesc și-mi place mie, doar în vești cât ai intrat, gură dulță am sărutat. Și în cap s-o făcut lumină, badi veșie nu-i străină. Ai, dacă mea cum am tăcut, pe veșina am zărit la călbunul de iubit. Bun găsit, dragi prieteni! Ne aflăm în studio Apolonia TV cu un invitat dintr-un alt oraș al Unirii. De ce spun asta? Știe foarte bine tot poporul român că Iașul este emblema Unirii Principatelor Române. Dar nu e singur. Unirea a fost făcută în mai multe locuri. De fapt, uniți suntem cu toții în cuget și în simțiri. Dar când vorbim despre Focșani, deja am spus totul. Pentru că pe acolo, într-adevăr, nu s-a trecut și cred că nici în ziua de astăzi nu vor trece dușmanii decât dacă au vise. Eu glumesc acum. O să ne spună despre acest lucru invitatul meu de astăzi, pentru că m-am uitat așa când a sosit în studioul nostru, e patriot cu tricolor la mână. E vorba despre Alin Stoica. Bun găsit, domnul Constantin Vahil. Bine v-am găsit pentru prima dată aici în emisiune. Mulțumesc frumos pentru invitație. Da, la, după cum a spus... De la Focșani, așa e? Da, de la Focșani am venit. Orașul Unirii. Orașul Unirii. După cum spuneați dumneavoastră mai înainte, da, într-adevăr, pe acolo nu s-a trecut. Deci, n-a trecut dușmanii, n-a trecut cei care ne-au vrut rău, care ne-au vrut să ne omoare, care ne-au vrut să ne cucerească țara. Acolo... Pentru că ați spus voi da. Exact unde da. Trebuie. Da. Dar tu ești un patriot, Alin? Da. Nu pot să zic că sunt un patriot cum era odată, dar iubesc patriotismul, iubesc muzica populară, iubesc România. Și iubesc și tradițiile populare, îți iubești glia. Pentru că tu, tânăr fiind, ai rămas aici, n-ai plecat în țările calde, cum pleacă toată lumea. Câți ani ai, Alin? 24 de ani. Numai 24. Și la 24 de ani, colegii tăi nu sunt cumva plecați în lumea largă? Chiar mă gândeam și vorbeam și cu ai mei, zic, cred că sunt singurul din clasa de generală, de la mine, de la comună, care a mai rămas în România. Mulți au plecat. Au plecat în străinătate, la lucru. Și asta are legătură cumva cu patriotismul sau are legătură cu faptul că ți-ai găsit locul aici? Nu zic că are legătură cu patriotismul. Eu zic că mi-am găsit locul aici. Ei poate nu și-au găsit locul în România și au plecat poate pentru un trai mai bun, poate ție, nu știu. Dumnezeu ți-a dat ceva special? Exact. Ce anume, Alin? Talentul pe care l-am și mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu pentru talentul pe care l-am. Când ai descoperit tu că ai talent? La 17 ani, la 7 anișoare. La grădiniță?
la clasa 1, că clasa 1. Cam așa. Venind dintr-o familie de oameni modești de la țară, eu nu sunt chiar din Focșani, sunt din zona Vrancea, dar comuna Ploscuțeni, județul Vrancea. Departe de Focșani? Cam la 46-45 de kilometri. Spre zona de munte? Nu, mai la câmpie, lângă Ajud. Înspre Ajud. Da, da, da. Am înțeles. Așa, continuă. Am început, după cum am spus, la 7 ani și ori să cânt. Prima dată, mergând cu tata la bunicii mei, acolo mai am în familie, adică din fața lui, care mai cântă doi. Și a cântat la orgă un unchi și un unchi cu vocea. Și mergând acolo cu tata, de acolo a început și explozia asta de muzică. Vedeam cum cântă unchiul la orgă, unchiul celălalt la voce, mi-a plăcut foarte mult. Am plecat de acolo, mirat, uimit, mergând pe jos așa, urcam un deal la mine acolo. Tată, îmi doresc foarte mult o orgă. Tată, și eu îmi doresc să ai, dar nu sunt bani, n-avem cu ce să-ți cumpărăm. Zic, da, dar poate poți să faci posibil să o am, totuși. N-a trecut mult timp, cam 2 luni de zile și... Ți-a luat tata orgă? Nu. N-a reușit. A plecat unchiul în Italia și mi-a lăsat orga lui. Am înțeles. Și a fost o surpriză pentru mine, că nu mă așteptam. Mi-a adus-o acasă și când a văzut... Și tu de la acel instrument, tu ai învățat să cânți. La orgă, tu știi, da, să cânți la orgă. Da, da. Dar cu vocea? Cu vocea vă explic și vă spun mai târziu cu vocea, cum a fost și reacția. Așa, a adus orga acasă. Vă dați seama că n-am văzut-o, am desfăcut-o din cutie de acolo, hai să o bagă în priză. Nu, că face condens, că era transpirată, era aproape de Crăciun, afară era frig, am adus-o la căldură înăuntru, vă dați seama, nu. Și că mai las-o, dar nu mai puteam de nerăbdare, nu mai așteptam, nu mai puteam să aștept. Și am scos-o din cutie, am pus-o acolo, am așteptat să încălzească, mi-a dat drum. Sunete, uimit, plăcea foarte mult. Și într-o zi, am început prima melodie să o cânt. Vă dați seama, am vrut fără profesor, fără nimica, nu aveam. Prima melodie pe care am cântat-o și nu pot să o iei niciodată a fost Mândră Floare Trandafir, melodia lui Tinu Veresejan. În viață ești musafir. Da, exact. Frumos. Dar eu sunt curios, pentru că tu la mine ai venit în calitate de interpret vocal, de la orgă, care este un instrument muzical. Puteai să cânți la vioară, la clarinet, la fluier, la orice, dar la voce. După vocea cum, este altceva. După cum toată... De unde știi tu că ai voce? Toată... Pentru că tu ai voce. Da. După cum toată lumea știe că Vrancea este o zonă săracă în muzică, sunt instrumentiști cu instrumente clasice, mă refer la vioară. Săracă în repertoriu. În oameni care interpretează mai exact, degrabă. Exact, sunt puțin la noi acolo care... Care cântă, da. Dar Vrancea este cunoscută ca un adevărat tezaur. Unde ai putea găsi valori în acest sens? Și mă refer la zona de munte. Eu așa cred, greșesc. Pot găsi acolo, dar e greu. E greu de găsit pentru că nu știu, nu cunosc acei bătrâni care țin încă tradițiile mai acolo. Mai sunt sau nu mai sunt? Nu cred, nu știu, nu știu. M-am interesat, dar nu cred. E cam puțin. Bun, și atunci... Vă dați seama, eu la 24 de ani... Tu ai avut un profesor, un instructor care să spune așa e bine, așa nu e bine, pentru că tu fiind de zona Vrancei, pretențiile erau oarecum altele, să cânți zona ta. Așa este. Mai târziu a venit și profesorul, dar după cum spuneam cu orga, mă reîntorc înapoi, cântam Mândră Floare Trandafir, mama... În odaie curată, ca așa se spunea la noi la țară acolo, așeza rufele, hainele în dulap și auzind da, la orică, cum făceam eu acolo. Dar de ce nu ce să cânt și la voce, mama? Mama, mi-e rușine să cânt la voce, nu pot, n-am îndrăzneala să cânt la voce. Hai, te rog, eu cred că ai voce, bănuiesc că tu ai voce, n-ai cum. Și am început să cânt vocea. De acolo a plecat. Și de atunci, ușor, 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 am... Ai ajuns, Alin Stoica, cel da. De astăzi. Da. Alin, eu te știu cum cânți, dar cred că lumea e curioasă. Trebuie neapărat să te pun la cântat. Ca oamenii să poată face o legătură. Ce vorbește băiatul ăsta? Orgă, de mic, cântă, nu cântă, cum a început? Hai să le arătăm cum cântă Alin Stoica.
Hai, mândruța mea, la joc, dragii mei, cânt Alin Stoica, da? Și o să vă demonstreze că, într-adevăr, are voce. Să-l auzim. Așa, tot așa, bucuroasă-i mândrua mea, dar și eu cum mă topesc, mor de drag cât o iubesc. Ia că așa, tot așa, joacă, joacă mândrua mea, hai de joacă ușurel, că eu îți mai mărânță. Ia că așa, tot așa, bucuroasă-i mândrua mea, mă. Am ajuns și eu pe lume, diri-diri-da, diri-diri-da, așa cu-i vremea să pot spune, diri-diri-da, diri-diri-da, te iubesc ca un nebun, diri-diri-da, diri-diri-da, așa să ce mai bun, diri-diri-da, diri-diri-da. Ia că așa, tot așa, bucuroasă-i mândrua mea, dar și eu cât mă topesc, mor de drag cât o iubesc. Ia că așa, tot așa, joacă, joacă mândrua mea, hai de joacă ușurel, că eu îți mai mărânță. Ia că așa, tot așa, dragă-mi mândruța mea, mă. Joacă roată, uite așa, măi, diri-diri-da, diri-diri-da, dorul și cu dragostea, măi, diri-diri-da, diri-diri-da, și stă bine așa, măi, diri-diri-da, diri-diri-da, mie și la mândra mea, măi, diri-diri-da, diri-diri-da. Ia că așa, tot așa, bucuroasă-i mândra mea, dar și eu cum mă topesc, mor de drag cât o iubesc. Ia că așa, tot așa, joacă, joacă mândra mea, hai de joacă ușurel, că eu îți mai mărânță. Roată, roată la punea, ușurel, mândruța mea, mă. Uite acolo la portiță, diri-diri-da, 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 eu mă-ntreabă vârf cu foc, măi, diri-diri-da, diri-diri-da, că ea mi-a adus noroc, măi, diri-diri-da, diri-diri-da. Ia că așa, tot așa, bucuroasă-i mândra mea, dar și eu cât mă topesc, mor de drag cât o iubesc. Ia că așa, tot așa, joacă, joacă mândra mea, hai de joacă ușurel, că eu îți mai mărânță. Ia că așa, tot așa, bucuroasă-i mândra mea, dar și eu cât mă topesc, mor de drag cât o iubesc. Ia că așa, așa, joacă, joacă mândra mea, hai de joacă ușurel, că eu îți mai mărânță. Revenim în platou, dragii mei, îl avem alături aici pe Alin Stoica, tocmai de la Focșani venit, să aflăm și viața acestui tânăr de 24 de ani. Cine mai cânta la tine în casă, Alin, în afară de tine? Tu cât sunteți la părinți, de fapt? Trei. Băieți, două fete? Surori și eu, singur băiat. Deci tu cel mai mare. Răsfățat. Fiind cel mai mare, da. A, deci nu neapărat răsfățat. Nu neapărat răsfățat. Tu talentatul. Primul, da. Hai să talentat. Primul la părinți. Surorile, da. Cred că sunt mai mici ca tine, da? Sora cea mai mică, 19 ani, și sora după mine, 22. Părinții tăi stau acolo la țară? Da, da. Aveți, da, acolo gospodărie, acolo? Da, da, da. Ți-ai petrecut copilăria până când? Până ai venit în oraș, la Focșani, ca orice tânăr. Ți-ai terminat acolo școala, nu? Deci... ai făcut ceva școală de muzică sau? Imediat zic și de asta. Ia să auzi. V-am spus, cu orga, cu cântatul, cu vocea, cum am început, am ajuns în clasa 4. Am făcut banchetul în clasa de la Ploscuțeni, de la mine de acolo. Colegii mei erau cu manele, cu muzica ușoară, cu una cu alta, erau casete atunci când eram mic și mie nu-mi plăceau, că ieșeam din clasă că băgau manea, sincer vă zic. Și zic, mă duc acasă să aduc și eu o casetă cu populară, că văd că nu aveți aici. Bine, dar noi nu suntem cu populară, că noi suntem cu reghetonul, cu una cu alta. Zic, bine, na. Bine, mi-am făcut și eu damblaua, că pe atunci era un învățător care îmi spusese de Sofia Nicoveanca. Eu nu, adică auzisem, dar nu știam chiar exact cine. Erai prea tânăr, da, ca să știi tu. Ce cu mărgele la gât, cu trăistuța, cu... A, zic... Și când vii la ajut odată, zice, Alin, îți dau eu o casetă cu dâns. Și când mi-a dat caseta aceea, deci nu m-am distrupt, deci atât de frumos suna orchestra, atât de frumos sunau piesele. Era Safeduca, era piesele alea frumoase. Supărarea, Bato, Doamne. Da, da, erau foarte frumoase. Șlagerile, Doamne, da, Sofia. Da. Deci tu te-ai îndrăgostit? După care, da, da. Definitiv de cântecul popular. Da. Bine, dar doamna Sofia cântă Bucovina.
Tu cu Vrancea, cum ai rezolvat? Cu Vrancea n-am avut de la cine să iau un repertoriu, să fiu sincer. Dar acolo pe vremea ta, copilăriei tale, erau două ansambluri, Doina Vrancea și Țara Vrancea. Da, n-auzisem de ele, vă spun sincer. Nu. Probabil că n-au venit pe la noi, pe la comună, să cânte sau, sincer, n-au venit. Dar câți kilometri sunt de la tine, de la 45. Sat? 45. 45, da, relativ. Dacă... Recent a venit, acum 2 ani de zile a venit Țara Vrancea, da, și a cântat acolo cu doamna Maria Murgoci. Bun. Am terminat clasa a patra, am terminat a opta și după care îmi doream să ajung, că mi-a venit o listă acolo unde vrem să mergem la liceu. Și a venit o listă acolo cu mecanic, auto, la muzică, la nu știu cum, la nu știu cum. Ha, când am văzut muzică, liceu de arte, Focșani. Doream foarte mult. Mama, acolo vreau să mă duc. Dar știi, Alin, că n-aveam posibilitate. Da. N-au avut posibilitate să mă ajute, dar m-au susținut oricum. Cu o vorbă bună, cu un sfat, m-au susținut. Mamă, vreau să ajung la liceul de arte. Nu, nu se poate. Uite, am vorbit cu unchiul tău, cu fratele meu și o să te ducem la mecanic auto, la ajut. Zic, bine. Da. Am stat 2 ani de zile la mecanic auto. Printre motoare, printre una, printre alta, nu-mi găseam locul. Nu-mi plăceau, vă dați seama. Vaselină, ulei, motoare, despre, sudează. Măcar aveai pasiune pentru așa ceva? Nu, nici nu. Deci mai mult încurcai, e? Nu, eram cu căștile în urechi toată ziua, cu muzică populară. Am înțeles. Vă spun sincer. Nu puteam. N-aveam cum. Am terminat a 10 acolo, dar nu am mai rezistat. Vă spun sincer, mă cunoșteam și cu directorul acolo, am luat actele de transfer și m-am dorit la Focșani. Ștezi la liceu de muzică? Da. Am vorbit cu tata până la urmă. Dacă, cum am rezolvat-o, am vorbit cu tata și a venit cu mine. Și ținut în școală? Da. Și tu ai terminat liceul de muzică? Da. Și atât am luptat până am ajuns la liceul de arte de Focșani. Tu ai terminat liceul de Focșani, da. Liceul de arte, da. Și mai departe ai continuat? N-am mai continuat, n-am apucat nici să dau bacalaureat, am mai avut cântări, că eu, vă dați seama, ca să mă întrețin, am mai cântat pe la anunț, pe la una, pe la alta și mi-a fost greu ca să, deci, să mă duc la București. Tu ai ajuns la anunț din Focșani sau încă de la Adjud? De la țară, de la mine. Cântai la nunți? Cântam, da, cum erau pe la țară, pe acolo, la corturi, în praf, în una, în alta. Eu ți-am urmărit pe internet activitatea ta și ești destul de căutat. Ești, da, din tânăra generație de acolo, ești la modă, cum ar veni. Ai o trupă cu care cânti tu acolo în zonă? Formația Simbol, și vreau ca să știe toată lumea de această formație, pentru că ne-am format așa atât de bine încât de cât chiar suntem apreciați. Eu cochetez cu ei cam de 3 ani de zile. Dar înaintea lor am mai avut și o fată și cu care, da, cântați în duet sau cântați fiecare cu treaba lor. Da, și ea este interpretă de muzică populară, Iulia Zavate, colega mea de scenă. O știu pe Iulia. Da, și cred că o să vină și la dumneavoastră în curând. Da, eu am auzit, are un repertoriu frumos. Sigur că da, eu încurajez tinerii, cred că știi asta, pentru că altfel nu erai aici, dacă eu nu aveam, cum să spun, predilecție pentru tineret, pentru că vreau să le dau un pas mai înainte, cum se spune românește, un șut în fund, un pas înainte. Un pas înainte, exact. Pentru că e foarte greu pentru voi să cunoașteți uneori drumul ăla bun, sănătos. Așa cum spuneai și tu mai înainte, sunt foarte mulți care vor, cu orice scop, să-și atingă obiectivul ăla de a câștiga bani mulți și, da, denigrează cântecul popular. Cântă orice, numai să ajungă acolo sus. Asta nu înseamnă că le faci un bine. Ei probabil au un segment de piață care îi acceptă așa cu cântecele alea. Dar ala nu-i de viitor, ala-i de sezon. Tu știi foarte bine, așa cum schimb în fiecare an cântecele, că spune asta de sezonul trecut, acum trebuie să vin cu alte cântece care sunt la modă, așa e și cu genul muzical. Dar muzica populară rămâne, tu vezi. Muzica populară rămâne pentru că e autentică, n-ai ce să schimbi la ea. În muzica comercială, vă dați seama, că acolo mai bagi și în plus, una, multă, alta. Asta se schimbă după cum bate vântul, știi? Acum e moda cu străinătate, că e curentul ăsta. Eu cred că muzica ăsta, populară, dar nu o să moară niciodată. Eu așa sunt de părere, nu știu cum. Am iubit-o foarte mult, o iubesc și la ora actuală foarte mult. Tu și... iubești muzica populară. Bun, ai cântat sau cânti cu formație pentru a-ți face un bănuț să poți să, exact, să investești în muzica populară, pentru că aici, exact, trebuie altfel de investiții. Vă dați seama, și negativele costă bani și sigur, orchestra costă bani. Câteva melodii. Câte melodii ți-ai făcut? Ai făcut un album? Până în prezent am 4 melodii făcute cu orchestre. Da.
Iar cu studiourile astea, cum tot muzică populară, am mai făcut cam vreo 10 piese. Dar tu ai și cu formația ta, probabil muzică comercială, pe care ai lansat-o pe piața comercială, ca să zic așa. Da. Dar tu visezi să devii un cântăreț de muzică populară. Exact, cu orchestră, nu... Orchestră. Cu vrăjeală, deci, cum ar veni. Dragostea ta din tâi rămâne valabilă. Mai ascultăm un cântec de la tine. Of, 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 străinătate. Vorbeam de străinătate și vorbeam de colegii tăi care nu mai sunt pe acasă. Piesa asta nu am făcut-o pentru colegii mei, ci am făcut-o pentru mama, pentru că mama a fost foarte mult plecată în străinătate și chiar când am fost eu mic, am avut nevoie de ea, dar n-am avut posibilitatea și am trebuit să accept acest lucru. A fost greu ca un copil să stai fără mama acasă? Sora mea cea mare a fost când am fost mai mic, da, mama, pentru că dacă ea a fost plecată, bine, și mama a avut grijă cât am fost mic, dar zic înțeleg, că am avut 16... Când te trezeai 18, dimineața 17, 16, și nu vedeai în casă, 16, 17, 18, 19, 20 de ani, cam acolo a fost când a plecat ea. Drumul ăla de la liceu, la una la alta. Dragii mei, haideți să urmărim acest cântec, să-l lăsăm pe Alin să-și limpezească gândurile, după care revenim și continuăm discuția. Alin Stoica. Foaie verde frunză udă, Doamne, greu trăiesc cu trudă. Și tot lucru până mă stig, măi, aproape pentru nimic, mă. Că nu poți trăi pe lume, fără un pas să-ți fie bine. Și pentru un piept bănuț, mă, nu am vreme să mă cruț, mă. O, 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 străinătate, tu desparți o răie, frate, mă desparți de casa mea, măi, și de măiculița mea, mă. O, 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 străinătate, degeaba ar fi de toate, dacă nu-ți la mine acasă, cu părinții mei la masă. Lucru din zi până noapte și mănânc din sănătate. Doar în urmă când mă uit, mă, mai nimic n-am dobândit, mă. Și când văd așa stă treaba, că trăiesc parcă degeaba, îmi vine să zbor în lume, că poate mi-o fi mai bine. O, 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 străinătate, tu desparți o răie, frate, mă desparți de casa mea, măi, și de măiculița mea, mă. O, 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 străinătate, degeaba ar fi de toate, dacă nu-ți la mine acasă, cu părinții mei la masă. Anilor de ce spurați, măi, vremuri grele de ce stați, măi? Și al loc nu vă cătați, măi, de noi ca să mai uitați, măi. Că așa-i bietul român, măi, a avut cât un stăpân, măi. Să-i deie bir și simbrie, numai bine să nu-i fie. O, 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 străinătate, tu desparți o răde, frate, mă desparți de casa mea, măi, și de măiculița mea, măi. O, 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 străinătate, degeaba ar fi de toate, dacă nu-s la mine acasă, cu părinții mei la masă.
O popo străinătate, tu desparți soră de frate, mă desparți de casa mea, măi, și de măiculița mea, măi. O popo străinătate, degeaba ale fi de toate, dacă nu-ți la mine acasă, cu părinții mei la masă. De-a lungul vieții tale, în tangență pe care ai avut-o tu cu cântăreții de muzică populară, pentru că de acolo tu te inspiri, de acolo stragi seva, ce-ai învățat? Cu ce artiști ai văzut? Unde ai avut ocazia să-i vezi, să-i cunoști, să-i întrebi ceva? Când eram mai mic, vă dați seama, din casete, din... La televizor, la posturile de televiziune. Dar acum, pentru că acum, cântând la anunț, bănuiesc că uneori vin la evenimentele voastre, da, vin invitați, mai artiști. Vin special, da. Am avut de învățat. Ai avut ocazia să-i vezi, să-i întrebi, da, să-i saluți, da. Să-i... Da, sigur. De cine admiri tu foarte mult din cântăreții de muzică populară? Hai să nu zice neapărat din Moldova. N-am, cum să vă zic, un nume exact. Dintre care sunteți și dumneavoastră unul care îl admir. Îmi place foarte mult repertoriul dumneavoastră. Chiar îl urmăresc mereu. Like-uri mereu, acolo pe Facebook, ați văzut. Nu mă complimentez că ești la mine. Niciodată, nu fac. Deci cu vrăjeala nu umblu niciodată. V-am zis, n-am pe cineva nume. Adică fiecare are un repertoriu frumos. Eu cred că fiecare interpret are o floare a lui care o interpretează așa cum trebuie. Exact, așa este. Deocamdată ești la doar 4, nu? Ai zis 4 melodii de muzică populară. Imprimate cu orchestră. Imprimate mai cu am orchestră. Și altele, dar nu sunt imprimate cu orchestră. Sunt imprimate în studio cu o trompetă, cu un clarinet, cu o orgă. Cu instrumente din astea, da. Electronice. Da. Ce vreau să te întreb? Am văzut că ai colaborat și cu Irina Sabău. De ce? De unde până unde? Cu Irina Sabău, pe această cale vreau să o salut și să-i mulțumesc frumos că mi-a deschis și multe, multe uși. Cu dumneavoastră am făcut un an jumătate de canto la Bacău. Am înțeles. Deci Irina ți-a fost, da, profesoara, mi-a fost profesoara de canto. Da, și mulțumesc foarte mult. Ea m-a îndrumat și mi-a deschis muzica spre folclor așa și mi-a explicat și mi-a zis. Și am înțeles. Da, ea a fost. Irina... După eu... care, da, cu ea, am decis să facem și un duet. O singură piesă sau aveți două? Avem două, dar prima piesă, de asta am vrut să explic, o piesă dedicată mamelor, da, tot așa de străinătate, că a plecat mama și a lăsat copilul, după care am mai primat o piesă cu vecina. Cum s-ar gardu, cum vezi la vecina. Da, este textul satiric, specific satelor noastre românești. Un pic de comedie, da. Eu pe Irina o cunosc de foarte multă vreme, eu o apreciez. Probabil că Irina nu prea a avut în ultima vreme timp să vină spre mine cu cântece noi, că aș invita-o cu mare drag, nu știu, chiar am să o contactez, să vedem ce piese noi are în ultima vreme, ca să poată veni în emisiune. N-am mai ținut legătura de ceva vreme cu ea, dar sunt sigur noi, că... Noi pe vremea tinereții noastre am colaborat, am cântat împreună pe la Reveleane, pe la... Irina, o fată frumoasă, o băcăoancă adevărată. Mă bucur că ai colaborat cu ea și eu, văzând videoclipul care l-ați realizat, m-am bucurat. Chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut și mi-a plăcut ideea. Tu, tinerel, băiatul lui mama, ea era mama în cântecul ăla. Și mi-era și un copilaș. Cred că era copilul ei. E băiatul ei, da. De fapt, o să vedem, videoclipul. Și uite așa, Alin pășește ușor, ușor la numai 24 de ani pe drumul cântecului popular. Aceste melodii tu cu cine le-ai imprimat? Că nici n-am apucat să te întreb. Piesa cu străinătatea cu Ciprian Porumbescu, maestru Viorel Leancă. Da. Hai mândruța mea la joc, tot cu orchestra Ciprian Porumbescu, tot cu maestru Viorel Leancă. Și mama, piesa cu nunduier cu Irina Sabău, tot cu orchestra Ciprian Porumbescu. Iar ultima piesă pe care am făcut-o și pe această piesă vreau să o promovez cât mai mult, pentru că fiind anul centenarului, se plinesc 100 de ani de la Marea Unire, am dedicat-o eroilor de la Mărășești. Am imprimat-o cu orchestra Busuioc Moldovenesc, dirijată de maestru Mihai Amihalacuiae de la Chișinău. Aici o piesă superbă, chiar nu mă așteptam și le mulțumesc foarte mult. Maestre, jos pălăria! Păi, eu ți-am lăsat spre final acest videoclip, într-adevăr.
foarte reușit, un cântec cu tentă patriotică. Acum, tu ai spus că deja ai simțăminte patriotice și te mândrești că ești vrâncean și pe la voi, de la voi încolo nu se trece oricum. Așa este, dar, pentru că acolo s-a terminat totul. Dar probabil că, în afară de faptul că ai simțit să faci cântecul ăsta, l-ai făcut și foarte reușit. De ce la Mihai Mihălăchioaie te-a îndrumat cineva acolo? Nu. Să vă spun cum a fost. Mi-am dorit foarte mult să o imprim cu maestru Bodgoros. Dar, din păcate, maestru, na, l-am sunat, a zis, Alin, până în toamnă nu avem cum să te ajutăm. Eu sunt foarte ocupat, aș vrea să te ajut, dar nu pot, n-am cum. Plec în turneu, plec la spectacole, plec la cântări, nu am cum. Zic, maestru, asta e. După care l-am sunat pe domnul dirijor Ion Dascăl. Nu mi-a răspuns la telefon, l-am sunat, cred că de vreo 3 ore. Zic, ce să fac, cum să fac? Eu îmi place foarte mult și am ascultat acolo pe YouTube, am intrat. Mi s-a părut că sună extraordinar, musoc moldovenesc și chiar mi-a plăcut cum sună. Toate orchestrele de acolo sunt foarte bune. Da, mi-a plăcut foarte mult cum sună. Și l-am sunat pe maestru, da, Alin, uite așa, păi dacă mă sunai cu o săptămână înainte, îți putea ajuta, în 2-3 zile era gata negativul, dar dacă, da, de acum mai aștept o lună de zile, că intru cu alte piese peste 2-3 săptămâni în studio și o să-ți fac. Și uite așa, l-am sunat și... Cine ți-a făcut textul la acest cântec? Vreau să-l pomenesc și pe el aici. Vasile Voicu de la Focșani, colonel de armată, ieșit la pensie. Îi mulțumesc foarte mult. Scrie texte? Da, da, da. Domnul Voicu? Da, da. În special cu tentă patriotică sau mi-a în general? Scris și alte texte. Mi-a scris și alte texte, nu neapărat numai cu tentă patriotică. Pentru că e foarte reușit. Tu mizezi ca să ai un succes real și fulminant cu acest cântec. Exact, da. Deci, acest prima cântec... dată pe YouTube se promovează. Câte vizualizări ai? Că știu că voi faceți... Pe YouTube, nu am luat link-ul de pe YouTube și l-am pus pe Facebook, l-am lăsat acolo. A urcat așa în 2-3 săptămâni la 4.000 acolo pe YouTube, iar pe Facebook a ajuns în 3 săptămâni la 30.000 de vizualizări. Pe pagina de profil, iar pe pagina de artist la 20.000 de vizualizări. Deci 20 cu 30, 50, 50, 55 de mii de vizualizări, sunt niște oameni acolo, da, care, da, te-au văzut. Și nu mai s-a zic, schimbat cu ceva? Nu mai zic foarte multe comentarii, da, deci de la oameni. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru toate comentariile. Numai de bine, îți dai seama, pentru că este o muncă acolo. Am văzut că videoclipul este făcut foarte frumos. Chiar am muncit foarte mult. Iar cine ți-a făcut acest videoclip? Linia melodică e făcută de mine la acest cântec. Tu ai făcut? Eu am făcut linia melodică la acest. Compui? Da, și compun, da. Dar toate melodiile din această seară pe care le am aici sunt compuse de tine. Da. Frumos. Linia melodică. Uite, asta chiar vreau să aud. Nu, deci nu mi l-a compus nimeni. Nu are cine să-mi zică, da, băi, eu ți-am compus-o. Nu, deci eu mi l-am compus. Eu cu orga acasă, mi-am luat armoniile, mi-am luat tot așa, vreau să spun așa, vreau să am, deci la piesa asta cred că am lucrat, nu știu, vreo 2 luni. În fiecare zi modificam, părea, luam, nu-mi plăcea cum suna, hai să schimb acolo, hai să ridic text. Nu vreau să semeni cu, chiar mă gândeam zic, să nu semeni cu piesa de la Iași la Chișinău, la refren. Are ceva, da, și mă, știi, cum să fac? Hai să vedem videoclipul cu Măicuță Dragă, cu Irina Sabău, după care revenim și povestim în continuare despre acest mega, mega, mega... Cea mai nouă melodie, videoclip, cel mai da. Nou hit. Dragi prieteni, Alin Stec. Plecat departe, un plic cu bani eu îți trimit, mă. Dar spune-mi tu dacă se poate, cum să fac să nu fii trist, mă. Copile dragă, eu am plecat departe, un plic cu bani eu îți trimit, mă. Dar spune-mi tu dacă se poate, cum să fac să nu fii trist, mă. Măicuță dragă, poți trimite toți banii tăi și tot ce vrei.
Dar asta nu se poate să șteargă vreo lacrimă din ochii mei. Măicuță dragă, poți trimite toți banii tăi și tot ce vrei. Dar asta nu se poate să șteargă vreo lacrimă din ochii mei. Asculți copilul meu cel bun, măi, și nu fi trist că viața-i grea. Departe de tine mi-e greu, rău mă doare inima, măi. Să mă asculți copilul meu cel drag, măi, și nu fi trist că viața-i grea. Departe de tine mi-e greu, rău mă arde inima, măi. Măicuță dragă, poți trimite toți banii tăi și tot ce vrei. Dar asta nu se poate să șteargă vreo lacrimă din ochii mei. Măicuță dragă, poți trimite toți banii tăi și tot ce vrei. Dar asta nu se poate să șteargă vreo lacrimă din ochii mei. Înțeleg, mă, durerea ta, mă. Mă-ntreb de ce sunt supărat, mă. Știm amândoi că fericirea nu pot primi prin bancomat, mă. Îți înțeleg, mă, durerea ta, mă. Mă-ntreb de ce sunt supărat, mă. Știm amândoi că fericirea n-o pot primi prin bancomat, mă. Copile dragă, îți pot trimite toți banii mei și tot ce vrei. Dar asta n-o să poată să ștergă vreo lacrimă din ochii tăi. Măicuță dragă, poți trimite toți banii tăi și tot ce vrei. Dar asta n-o să poată să ștergă vreo lacrimă din ochii mei. Revenim, dragi prieteni. Alin, vorbeam înainte de a viziona acest videoclip cu profesoara ta, Irina Săbău, și colega mea, despre acest cântec Pe aici nu se trece, chiar așa se numește, capodopera ta, sau mai bine zis, cea mai mare realizare a ta de până acum. Și într-adevăr este o realizare, confirm acest lucru, pentru că l-am vizionat și textul și orchestrația și videoclipul foarte reușite. Și ai spus tu că ai lucrat să nu semene cu piesa X, piesa Y. Chiar cineva, probabil din anumite motive, îmi spune, nu cumva asta seamănă cu De la Iași la Chișinău? Eu ascult și zic o mică tentă, da, dar ținând cont de faptul că în general cântecile patriotice au cam aceeași cadență, zic că era aproape imposibil chiar să se... Deci la câte piese sunt în ziua de azi, e imposibil să nu se mine. Măcar un pic. Măcar două, acum, trei răsunase note pe, muzicale. Cum v-am spus, pe maestru Mihaia Mihala, că e de la Chișinău, și te-am trimis linia melodică și l-am întrebat. Maestre, seamănă cu piesa domnului cu Constantin Bahrin, cu De la Iași la Chișinău? Alin, o ascult și te sun. Maestru m-a sunat înapoi după două zile și mi-a spus că nu seamănă. Zic, maestre, dacă dumneavoastră spuneți că nu seamănă, zic că aduce puțin. Trec a zis, așa, paralel. Da.
E una lângă alta, dar nu, nu e nicio fel de problemă. Da. Una e una, alta e alta. Da. Alin Stoica este Alin Stoica, Constantin Bahrin, Constantin Bahrin. Cântecele sunt frumoase amândouă, lumea nu are decât să le asculte până nu se mai satură și de pe aici nu se trece și de la aici la Chișinău. Deci nu asta e marea problemă. Marea problemă este că să reușești tu să ți-l promovezi. De asta am bătut și acest drum până la Iași. Ca acest cântec să intre în inima tuturor românilor, ca să nu uite niciodată că sunt români și că cineva a luptat pentru țara asta, ca noi să vorbim aceeași limbă și să avem un singur popor în România. Este prima dată când lansez acest videoclip la un post de televiziune? Ai mai fost am mai fost și la Buzău și la Râmnicu Sărat, la Daniel, l-am mai promovat, da. Da, este loc. Peste tot. Vreau să mă duc peste tot să-l promovez. Peste tot unde se poate. Ca eu cred că acest cântec va intra în mijlocul tuturor. Eu așa sunt de părere. Sunt convins că da, pentru că sunt români care chiar simt românești și chiar sunt mândri că care, sunt români. Care își iubesc țara, n-are cum să nu simt această mândrie. Mai ales românii din diaspora, da, în mod sigur. Deci stai tu fără grijă că acest cântec chiar o să fie observat. Numai că în inflația asta de cântece, până e greu până se face remarcat, că după aia totul curge de la sine. Și alte proiecte frumoase, Alin, pentru că nu trebuie să ne oprim doar la acest cântec. Dacă am făcut aceste este patru piese cu orchestra, aș vrea să-l continui, fac parte din albumul meu. Vrei să-ți lansezi un album de muzică populară? Da, și vreau ca acest album, titlul albumului, piesa asta să fie patriotic. Pe aici nu se trece. Da, frumos. Da. Mai am de mult și vă dați seama, e și investiție foarte mare, asta e. Dar tu ești căsătorit? Am răbdare. Nu. Păi atunci înseamnă... Deci fetelor, fiți atente acum. Fetelor, aveți grijă. Nu lăsați... Pe aici nu se mai trece de la Iași în Vale, da? Opriți-l pe Alin aici. Tânăr este, bani are, cântăreț este... Deci, pe el. Alin... Sufletul contează, nu banii. Da. Alin... Tu acum bănuții pe care vei câștiga, probabil o parte ai să investești și în imaginea ta de artist. Pentru că, cum să-ți spun, eu îți dau un sfat și mi-l permit a-ți-l da aici direct, lăutari sunt mulți, artiștii sunt mai puțini. Vă dați seama, dacă eram un băiat care, cum să vă zic, aveam un sprijin de undeva și investea cineva în mine așa și arunca cu mulți bani, vă spun eu că nu simțeam nici muzica, nu simțeam nici... Ascultă-mă un pic, să știi că marea majoritate dintre noi ne-am ridicat singuri. Tu ai impresia că mie mi-a dat cineva vreun ban? Doamne, ferește, deci eu exact ca și tine am pornit. Exact la anunța am cântat. De acolo mi-am făcut bănuțul și de acolo mi-am făcut primele imprimări. Când am apărut prima dată la televizor, aveam 4 melodii, ca și tine. La un moment dat mă chemau atât de des la București că prinsese drag de mine doamna Mărioara Murărescu, Dumnezeu să o ierte, încât mi-era rușine când mai aveam ce cânta și mereu cu același piese și mi-a rupt de la gură, hai să mai fac una și hai să mai fac două și hai să mai fac trei și astăzi am 140 de melodii ale mele, Alin, de ce înseamnă ce înseamnă perseverența și dragostea. Așa cum spui tu... V-a spus ambiția și ați mers mai departe. Deci întotdeauna orice stimulent, orice încurajare te face să mergi mai departe. Mai departe pentru că ai un scop. Mai sunt și obstacole. Peste tot sunt și obstacole. Numai că văzând rezultatele, văzând lumea care te iubește, cel mai mult contează asta. Asta te stimulează foarte mândru că am muncit singur. Sunt foarte mândru. Deci... Nu știu, nu pot să vă descriu bucuria pe care eu am în sufletul convins. Meu. Da. Tu crezi că oamenii nu are nimeni ce să reproșeze, ce să-mi spună, că da, eu te-am ridicat. Tu, într-adevăr, ești un copil talentat. Deci, uite-te ce-ți spun eu și-ți spun aici, într-un post de televiziune. Ai toate șansele să te faci remarcat pe linia asta a muzicii populare. Pentru că zona ta este foarte săracă în interpreți de muzică populară. Tu doar trebuie să fii foarte atent un pic, să încerci să-ți bagi în repertoriu cântece de zonă. Deci, pentru că nu sunt cântate bărbați în zona Vrancei deloc și aproape deloc. Deci dacă tu te faci remarcat, tu ai să fii atât de căutat încât n-ai să-ți mai vezi capul de concerte și de oferte. Doamne ajută! Lasă latura comercială deoparte, aia îți produce banul și bagă în latura asta la altă. Este un sfat pe care o ți-l dau și n-am avut timp să ți-l spun până acum. Gândește-te că ai un loc virgin. Ești aproape singur acolo. Nu ai niciun cântăreț remarcat, care este remarcat din zona Vrancei. Tu ai voce bună, ești carismatic, ești plăcut,
dorință și dragoste față de folclor ai, scoți într-un buzunar și bagi în celălalt. Asta e singura soluție. N-ai investiția. De ales. Deocamdată ești tinerel, lasă însurătarea mai târziu ca să poți să-ți faci deci o carieră. Nu, că după aia... Nu mă gândesc absolut deloc la însurătare. După aia, eu, fetelor, ia mai stați acasă, gata, lăsați-l că omul are treabă. Trebuie să știu că e bani cu albume de muzică populară. Ei, da? Dar asta nu înseamnă că nu poți ieși la o cafea. Nu, asta nu se pune problema de o cafea, dar nu ferește. Da. Noi glumim aici pentru că ne simțim foarte bine aici, știind că dumneavoastră ne urmăriți. Și mai ales că mie, cum să spun, eu sunt fericit așa când îmi intră în studio tineri care își spun doleanțele, care își deschid sufletul și spun exact așa, ca și cum ar mărturise la un prieten. Și au un suflet, da. Cu toate că ne urmărește atâta lume. Dar aici avem impresia că vorbim doar noi doi. Da. Dincolo de telecamere, să știi că sunt foarte mulți oameni care te admiră și care te încurajează. Și orice ai să faci, eu să te aceasta care e transmis salutări tuturor și să le intre în suflet ceea ce vorbim noi aici și melodiile mele totodată. Când crezi că o să reușești să faci un album? Nu știu. Un an? Fazice 2. Da, doi nu ani. Știu. Acum stau și cu posibilitățile, da, financiare. Pentru că știți dumneavoastră cât costă numai o singură piesă, deci nu mai vorbesc de un album. Da, știu. Știu, dar pe de altă parte, azi două, mâine trei și uite așa se adună. Le iau încet. Și o să fie, nu le iau cu toată dată. O să fie albumul pe aici. Dacă aș avea un sponsor, da. O să fie albumul pe aici, nu se trece cu Alin Stoica. Alin, cu sponsorii, știi când bagă sponsorii bani? Era cineva care spunea, ăștia bagă bani toți în aia care au. Dar sponsorii în general investesc în ideea de a câștiga. Deci dacă ar cânta, știu eu, Petrica Mățu Stoian, ar fi sponsor gârlă. Pentru că știu că sunt vizibil și că poate au de câștigat și ei. Dar așa, în tineret, nu prea. Că, ce zicea, o cânta, nu cânta. N-au de unde, da. Da, n-au de unde, exact cum spui. Așa că singurul sponsor real ești tu. Vreau să vă zic, vreau iar mai în urmă, cum a spus că în zona Vrancei nu sunt cântăreți. Da, într-adevăr, nu sunt. Mai ales bărbați, soliști. Da. Cei de la ziarul, Monitorul, că vreau să-i pomenesc și pe aici, că le mulțumesc foarte mult, m-au denumit carte de vizită a Vrancei. Frumos. În ziar. Și piesa mi-au trecut-o Imnul Vrâncenilor. Frumos. Da. Deci asta trebuie să fie un imbol. Cei care vor intra pe Monitorul să mă caute acolo, să vadă o mică parte din povestea vieții mele acolo și multe detalii despre acest videoclip și despre această piesă. Deci nu cumva asta ar trebui să te încurajeze? Da, 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 da. Atunci să fie într-un ceas bun, Alin. O să te rog să... Iar da. Nu vreau să-l uit pe Aurelian Ivan, cel care mi-a făcut videoclipul, care mi-a făcut regia videoclipului, care... Am văzut făcut atât de la frumos, mausoleu, da. De la Mărășești, la mausoleu de la Mărășești la... și cu secvențe istorice, nu știu cum fac ei, mă rog, nu intrăm în amănunte, să sunt acum probleme tehnice. Cei care vor să mă caute, mă găsesc pe pagina de Facebook Alin Stoica, pe pagina de artist Alin Stoica Vrancea legat și pe YouTube Alin Stoica Vrancea. Perfect. Și acolo găsește și numărul acolo de telefon. Acolo găsește și numărul meu de telefon și videoclipul pe Izum. Telefonul pentru colaborare artistice, nu pentru telefonul de la miezul nopții. Da. Am înțeles. Eu sunt propriul meu impresar. Alin, o salutare pentru telespectatori. Le transmit multă sănătate în familie, spor la bani, spor la în tot ceea ce fac și să mă susțină cât m-au susținut și până acum cei care mă cunosc. Cei care nu mă cunosc, să mă susțină. Îți mulțumesc frumos pentru drumul bătut de la Focșani până la Iași, cele două, mare drag. Cele decât... două mari orașe ale Unirii și îți doresc succes în cariera ta, toate bune în viața ta și o să te urmăresc și o să-ți văd ascensiunea artistică și dacă ai să ai nevoie de un sfat, de încurajare, de un mic ajutor, cu drag. Sigur, oricând. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și ori de câte ori o să am ocazia și o să pot, o să ajung cu mare drag la emisiunea dumneavoastră, de ce nu? Și la o cafea când o să vă prindeași. Cu drag. Cu drag. Vă mulțumesc. Dragi prieteni, și eu vă mulțumesc. Sper că a fost și această emisiune interesantă pentru dumneavoastră. Așa cunoașteți opțiunile și orizonturile tinerilor noștri interpreți de muzică populară, așa cum a fost și în exemplu de astăzi Alin Stoica. Vă îmbrățișez, până la o ediție viitoare, vă spun la revedere. Draga mea, îți scriu aceste rânduri
într-un moment de liniște pe front. Mă gândesc la tine, la copii, la căsuța noastră. Ce n-aș da să vă văd, măcar o clipă, să vă strâng la piept. Acum se termină războiul și mă întorc acasă. Roagă-te pentru mine. Dușmanul la hotară, ne-ai chemat sărmană țară. E prin voi din munți, din vale, am răspuns chemării tale. Am strigat unul la zece, pe aici nu se trece. Sorții, ne-am prins toți în cora morții. Gâștești lacrima cu sânge, nimeni nu te poate frânge. Mărășești loc de închinare pentru România mare. Sărit cu mic, cu mare, și te-am ținut în picioare. Înspre gâteau mormântul, am sărit pe ei ca vântul. Am strigat unul la zece, pe aici nu se trece. Ne-am prins toți în cora morții. Gâștești lacrima cu sânge, nimeni nu te poate frânge. Mărășești loc de închinare pentru România mare. Noastre, nu am fost popor de oaste, dar de ne-au călcat păgânii, oaste am fost toți românii. Mărășești vatră străbună, unde neamul se adună. S-a prindă o lumânare pentru somnul lor cel mare. Chiar de smurt sunt piatră vie a unirii temelie. Apăză în cripta rece, pe aici nu se trece.